Bună dimineața și bun găsit la BU. Sunt Sabina Iosub și vă spun să rămâneți alături de mine pentru că o să purtăm o discuție interesantă legată de felul în care anumiți mai mari, să spunem, ai internetului ar putea ajunge să fie taxați pentru ceea ce share-uiesc sau pentru ceea ce prezintă pe internet. Iată cum. Parlamentul European vrea să schimbe normele în ceea ce privește drepturile de autor aplicabile în zona de online. Mai simplu spus, europarlamentarii se gândesc să-i pună pe cei de la Facebook, Google, YouTube, etc. să plătească drepturi de autor pentru articolele sau filmulețele pe care le share-uiesc. Și aici începe discuția. Pe de o parte, autorii textelor, filmulețelor, operelor spun că e normal să se plătească inclusiv simpla share-uire a unui titlu sau a unui citat. Pe de altă parte, mai mari din online amenință că nu vor mai indexa aceste texte și atunci toată lumea va avea de pierdut. Totul a început de la o propunere a Comisiei Europene, care acum este în dezbaterea Parlamentului, o decizie urmând a fi luată probabil spre finalul lunii iunie. Today here with me in the European Parliament is in Strasbourg is Julia Rida. Thank you so much. You are for having me. You are from Germany. You are representing the Greens in the European Parliament. And I know that here in Strasbourg and in Brussels also it's a huge debate regarding the taxation of some important players on the market, let's say, like Google, like Facebook, for the copyright. Of course, there are two parties, let's say. On one hand, some are saying that this is going to be okay, that the copyright should be protected. On the other hand, there are some that are saying that this is not going to be done with a positive effect, let's say. What's your opinion? The proposal that we're discussing is that companies such as Google or Facebook should have to pay for very, very small parts of text. So, for example, just the headline of a newspaper article when it shows up in the search results. And I think this is a really bad idea. We already have such a law in Germany and it has not worked at all. It has actually been a negative for the publishers because when they started charging for these links, the search engine simply stopped linking to the websites of publishers. So they actually lost readers, and in the end they gave Google a free license to show their content anyway, but they didn't give a free license to the smaller competitors of Google. So actually a law that was supposed to take some of the money that Google is making and give it to the publishers ended up strengthening Google and hurting the publishers. So I really don't understand why we're now doing the same thing on a European level, and I'm really opposed to it. First question is, do you think it's correct to pay for the copyright? I think everybody agrees in the European Parliament that in principle there should be copyright protection. The question is how far should it reach? And I think it's very important that copyright only applies to creative works and not just to a reporting of the facts. So if you have a headline that is simply saying, I don't know, Italy beat Germany 1-0 in football, this is not something that should be protected by copyright. And this has always been the case in the past. So the problem with this proposal is that it would protect more than what copyright is already protecting. In the back of that headline is a story that has an author, though a copyright. Is it so? Yes, a newspaper article is protected by copyright as long as it has the minimum standards of kind of creativity. So if it's just one sentence, then it's probably not protected. But a normal newspaper article always has a creative element, and so the copyright is held by the journalist who wrote it. And that is perfectly okay. And that means that if somebody today takes an entire newspaper article and just publishes it on their own website, that is already a copyright infringement, and we don't need to change the law for that. But what the publishers are asking for is that even if somebody takes just the headline or just a very small part of the article, in order to link to the article, to inform people what is behind the link, that this should also be paid for. And I think this is harmful on the one hand to the publishers themselves, because fewer people will come to their websites from social media, but it's also very harmful for freedom of expression because people will no longer be able to share the news with each other without having to pay for it first.
But on the other hand, if this should will be an European law or an European reglementation or maybe a worldwide one, things could arrange themselves. I'm referring to Google or Facebook or companies like this who might be able to send a little percent of their fees to these companies. And they will not longer block, I don't know, it's an opinion, they will not longer block those publishers. There are lots of publishers, especially smaller ones and online newspapers, who don't want this law and who say they will never charge people for linking to their articles, regardless of whether it's an individual or if it's Google. So in any case, this law would not work because at the end of the day, you cannot force a company to pay for something that they don't want to have. So Google in the past has always said, okay, if you want to charge money for these very small parts of text, then we're just not going to show the small parts of text anymore. It's okay, it's your choice. But of course, every publisher actually wants to show up on Google because this is how they find new readers. So it's mostly a small number of very large publishers who are actually asking for this law because they don't really need to get audiences through Google and so on because people know their website very well and they will go to it immediately. So I don't think that just repeating the same law on a higher level will somehow get better results. And it is true that publishers have lost money because of Google, but it has nothing to do with copyright. It actually is connected to the way that the advertising market has changed. In the past, you could make a lot of money with offering advertising space in a print newspaper because this was the best way to get people's attention. But nowadays, actually putting a targeted advertisement next to a Google search is a lot more efficient. And this is why the publishers have lost money. But if the problem wasn't caused by copyright, then simply adding more copyright is not going to solve it. Do you think that here in the European Parliament, those who are saying that this kind of law is somehow protecting the big companies is true? It always depends what kind of companies you are looking at. If you look at the experience in Germany, absolutely yes. The large publishers who have asked for this law have suffered less from the law than the small ones, because the smaller the newspaper, the more readers they get from social media. If you are a small local paper, you have very few people who go to the website directly, and usually you get your readers because you have a good article and then it gets shared and so on. So for the publishers, definitely, the small ones are very opposed to this law, and the big ones are asking for it. And also on the side of the social media companies, it's the biggest ones who can probably afford to simply say, well, we're not going to pay. If you are charging us money, we will no longer link to your sources. But for a smaller platform, this is much more difficult to do. And we have had a lot of court cases in Germany where the publishers went after startups that are actually working on new business models to bring the news to the people, and they are the ones who have suffered under this law. Do you think that such companies as Google or Facebook or other big companies will simply exit the European market in case of such a law at the European level? The law that has been proposed by the European Commission is very extreme because it would protect even single words. And I don't think this is going to stand up in front of a court. So I think what the big companies like Google and Facebook are going to do is to simply look at how many words are they allowed to still show without having to pay, and then they will show exactly that many words. I don't think they will exit the European market, but they're never going to pay for this because it's simply not possible to protect individual works. I mean, this would simply make the communication on the internet completely impossible. So I don't think that this law is going to be successful in any way, but it will definitely create new barriers for European startups who are actually trying to bring new business models to the newspaper business.
Nowadays, we have seen that this discussion is somehow blocked due to the elections in Malta. I know that the rapporteur will probably exit the European Parliament. When do you think the whole situation will be decided? Traditionally, reforms of copyright have always taken a very long time. So in the case of the last major copyright reform, it took 4 years from the first proposal to the final vote. And I hope it's going to be faster this time. The vote in the Legal Affairs Committee has now been moved to the end of September. And after that, we are still going to have to discuss with the Council. So it also depends on how quickly the different national governments are going to make up their minds and find a position. And then hopefully we will be able to start discussing with the Council by the end of this year. But I think that the final vote will probably take place sometime during next year. Thank you so much for your presence. Vă, celor de acasă, o să vă explic în câteva minute alături de un europarlamentar român cum ar putea sta lucrurile și la noi în țară. Importantă discuție așadar la nivel european. Cu ce efecte în România o să aflăm de la europarlamentarul Victor Negrescu? Bun găsit, domnule Negrescu, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și bine v-am regăsit. Întrebarea este, vor câștiga cei care sunt pro-digital, să spunem așa, pentru cei care ar proteja cumva companiile mari, gen Google, Facebook, sau cei care mai degrabă s-ar îndrepta către a proteja munca făcută de, poate, jurnaliști sau de alți oameni care publică lucruri pe internet? Da, avem în momentul de față o dezbatere foarte amplă în Parlamentul European despre modul în care trebuie să reglementăm drepturile de autor. Există persoane, și mai ales vorbim aici de grupurile de media, care susțin că tot ceea ce înseamnă legături pe internet să fie taxate. Practic, tot ce înseamnă motoare de căutare să trebuiască să plătească o taxă agențiilor de presă pentru faptul că preiau o parte din conținutul pe care acesta îl realizează. Mai mult decât atât, există și o solicitare în tot ceea ce înseamnă posibilitatea de a intra în datele pe care le pun agențiile de media pe online. Ei, pornind de la această cerere a instituțiilor media, a început o dezbatere foarte amplă despre cum ar trebui să reglementăm drepturile de autor pe internet. Și de cealaltă parte avem, așa cum am spus, partea de online, companiile mari și companiile mici care spun că dacă introducem o astfel de taxare, o astfel de reglementare, ceea ce înseamnă libertatea internetului nu ar mai exista. În consecință, astăzi avem o poziție pe acest subiect, o poziție care este greu de acomodat. Și în consecință, cred că este important ca actorii din România să participe la această dezbatere privind drepturile de autor, pentru că riscă să afecteze utilizatorii simpli, cetățenii simpli. Nu am cum să nu mă gândesc, domnule Negrescu, la un discurs pe care, de exemplu, l-ați scrie dumneavoastră și l-ați publica pe site-ul dumneavoastră de internet și el ar fi rostogolit în continuare pe Google, pe Facebook și așa mai departe. Fiind autor al acelui text, mă gândesc că poate vreți să vă protejați, să protejați într-un fel drepturile dumneavoastră, da? Drepturile de autor, copyright-ul, cum este numit el la nivel european. E corect? Este vorba de cine este responsabil. În momentul de față avem în toate statele membre autorități competențe care se asigură ca drepturile de autor să fie respectate. Ori aceste autorități nu par să-și facă treaba, nici nu au resursele necesare, dar nici nu înțeleg ceea ce înseamnă internetul de astăzi. Discursul meu ar trebui să fie protejat de aceste instituții. Uneori sunt structuri asociative care se ocupă de acest element. Ori ei nu fac acest demers. Ceea ce se caută astăzi este să se transfere responsabilitatea către motoarele de căutare. Adică, practic, motoarele de căutare ar trebui să asigure că discursul meu nu este reprodus de către alte site-uri. Ceea ce, de asemenea, ar îngreuna procesul și activitatea motorilor de căutare. Părerea mea este că trebuie găsit o soluție de echilibru. Trebuie ca responsabilitatea să fie împărțită. Dacă dreptul meu de autor este garantat de o agenție publică, acea agenție publică trebuie să facă acest lucru și ar trebui să primească resursele financiare atât din partea actorilor privați, cât și din partea statului pentru a face acest element. Nu putem să transferăm responsabilitatea dintr-o parte în cealaltă pentru că nu mai găsim echilibru necesar. De fapt, despre asta este vorba. Nevoia de a găsi mijlocul legislativ și mijlocul legal prin care, într-adevăr, putem să avem
protejarea drepturilor de autor, dar în același timp să nu îngrădim ceea ce face deja internetul, acela de a oferi informații gratuite la un public cât mai larg și un acces mai ușor, mai facil, la cât mai multe informații. Bun, n-ar trebui de fapt să fie un filtru dublu. Pe de-o parte, cei care verifică, inclusiv în România, dacă drepturile de autor sunt protejate, sunt plătite și așa mai departe, dar poate și un al doilea filtru, cel al celui care dă mai departe opera artistică, așa cum ar fi un motor de căutare sau o pagină de social media? Eu cred că trebuie să facem referire la cazuri particulare, în așa fel încât telespectatorii să înțeleagă. Spre exemplu, dacă cineva are un videoclip muzical, da? pe care îl urcă în prezent pe o platformă de video streaming online. El urcă acea platformă, ok? El dă dreptul de folosire al filmului pe care el urcă acolo. Ori, dând acest drept, automat, în același timp, se gândește că acel videoclip ar putea să fie distribuit și pe alte platforme, că poate fi găsit printr-o căutare pe un motor de căutare. Deci, în consecință, oferă acest drept. Nu văd de ce acest drept ar trebui restricționat, de ce ar trebui introduse bariere suplimentare. Pentru că, pe lângă acest lucru, cel care realizează un conținut muzical este protejat de o asociație de profil care este plătită din drepturi de autor pentru a asigura protecția sa pe internet și în afara spațiului online. În consecință, avem deja structurile care fac acest lucru. Dacă nu-și fac ele treaba, aici vorbim despre altceva. Părerea mea că nu trebuie să restricționăm acest mediu online, pentru că pierdem potențialul pe care acesta îl oferă. Acest sector, într-adevăr, este un sector prioritar, sper eu, sau zic eu, în economia românească, contribuie cu 6% la produsul intern brut. Sunt foarte multe companii care s-au dezvoltat și care au o rezonanță europeană sau internațională. Ori, ce trebuie să știm? Este că această reglementare nu blochează doar marile companii, nu vorbim de marile motoare de căutare, da? Vorbim de întreprinderile mici și mijlocii. Spre exemplu, cele care fac distribuție de conținut video, marile site-uri în acest sens, au deja mecanismele tehnice prin care pot verifica. YouTube, aproape, de exemplu, da? Ca să YouTube, fie simplu. YouTube, spre exemplu, poate verifica 96% din conținutul său și să vadă în așa fel încât dacă drepturile de autor sunt respectate sau nu. Restul de 4% este o eroare minimă pe care o corectează cu resurse umane. Competitorul său, Trilulilu, ca să vorbim de mai multe exemple, nu are resursele financiare pe care le are YouTube în a asigura protecția drepturilor de autor. Și dacă se introduc aceste amendamente propuse de o serie de colegi de-ai mei de aici din Parlamentul European, Trilulilu se va închide, YouTube se va supraviețui. La fel și pentru motoarele de căutare, pentru că în Germania și în Spania s-au introdus legislații deja referitoare la dreptul de autor în spațiul online. Și ce s-a întâmplat? Google, Yahoo, marile companii au supraviețuit, motoarele de căutare naționale din Germania și din Spania s-au închis pentru că nu au avut bani să plătească instituțiilor media conectarea la linkuri. Și mai mult decât atât, Google, Yahoo, cele motoarele mari de căutare, nu au mai plătit nimic pentru că toate instituțiile media și-au pierdut din accesări pentru că nu au mai fost prezente acolo și au dat gratuit dreptul să fie prezente pe motoarele de căutare. Deci vedem practic că această reglementare practic creează o discrepanță între marile companii și micile companii și le omoară pe cele mici. Inclusiv dacă va fi o reglementare la nivel european sau la nivel global, poate inclusiv atunci credeți că va avea acest efect? Că am înțeles, într-un singur stat, Google poate să spună să fiți sănătoși, nu mai indexezi pe nimeni, nu mai apăreți niciunii de aici, din Germania, de exemplu, pe motoarele de căutare. La revedere! Vor putea însă avea aceeași atitudine, vor putea face același lucru dacă va fi o reglementare europeană sau poate mondială? Eu cred că, din păcate, pot face acest lucru dacă vorbim de o reglementare europeană, pentru că între 30 până la 5% din utilizatorii instituțiilor sau site-urilor de internet vin din aceste motoare de căutare. Deci ele sunt resursa principală pentru clienții pe care le au site-urile pe internet. Deci automat vor oferi acest drept, pentru că altfel le scade numărul de utilizatori. Deci au o poziție de monopol. Ar trebui să lăsăm lucrurile așa cum sunt? Clar, nu ar trebui să lăsăm lucrurile așa cum se întâmplă în prezent. Trebuie să găsim, în schimb, niște metode de a reglementa inteligente, în așa fel încât să nu omorâm mici antreprenori online, competitorii acestor mari corporații care domină piața online. Și cei care sunt de cealaltă parte, însă, ce argumente? Cu ce argumente vin în fața dumneavoastră? Cei care susțin copyright-ul? Ei spun în felul următor, și cred că e important de auzit și vocea lor, ei spun în felul următor, că cei care creează conținut trebuie să fie plătiți adecvat.
În momentul de față, pentru că aceste mari corporații domină piața, modul în care ei sunt plătiți este infim în comparație cu eforturile pe care le fac acești creatori de conținut. Mă refer aici la cei care fac muzică, la cei care fac filme, la cei care scriu articole. Este adevărat acest lucru. Practic, piața în momentul de față nu este bine reglementată. Nu este un echilibru între ofertă, cerere și distribuitor. Distribuitorul domină piața și el practic intermediază și are cel mai mare câștig. Ori acest distribuitor trebuie într-adevăr taxat, dar modul de taxare trebuie făcută eficient, fără ca acest lucru să aibă efecte și repercusiuni asupra utilizatorului. Înțeleg acum că practic toată lumea are dreptate și o parte și cealaltă. Atunci, cum găsim soluția de echilibru astfel încât toată lumea să aibă și de beneficiat din povestea asta? Eu cred că Comisia Europeană a greșit atunci când a pus pe masă această directivă fără să se consulte cu toți partenerii. Ce au făcut ei? Ei au discutat cu fiecare dintre părți separat, dar nu au căutat să facă se aducă pe toți la aceeași masă pentru a găsi formele care pot fi acceptate de toată lumea. Sper să putem să facem acest lucru în Parlamentul European. Nu este ușor. Spre exemplu, în Comisia de Piață Internă au fost peste 1000 de amendamente. În Comisia care reglementează acest domeniu, Comisia mea, Comisia de Afaceri Juridice, avem peste 2000 de amendamente pe care trebuie să le discutăm. Cred că este timpul să ne punem la aceeași masă, să găsim soluțiile viabile și modul în care, într-adevăr, creatorii de conținut să fie răsplătiți așa cum trebuie, dar și internetul liber, așa cum este astăzi, să poată continua. Nu putem să vedem dispariția link-ului. Adică mi se pare un lucru aberant să ne gândim că acest lucru ar trebui să dispară și că nu este normal. Deci trebuie să găsim consensul. Eu cred că în detalii vom putea să găsim elementele care vor permite, într-adevăr, o reglementare apropiată pentru toată lumea. Când se va întâmpla asta? Aici, cam cum merg procedurile, să zicem? Cât durează? Oamenii de acasă au tendința de a face comparația de fiecare dată cu Parlamentul României și să se gândească inclusiv la legile uitate sau la legile care merg pe repede înainte. Aici cum funcționează? În momentul de față au fost depuse amendamentele și am ajuns deja la Comisia Principală, Comisia de Afaceri Juridice, care urmează în luna iunie deja să înceapă discuțiile în cadrul Comisiei despre amendamente și despre forma finală a textului. Sperăm ca aceste discuții să se poarte și în iulie, pentru că noi lucrăm și în luna iulie, și ca în septembrie deja să putem vorbi de un vot pe aceste amendamente în Comisia de Resort. Odată ce acel vot va trece, și cred că va trece, cred că vom găsi formula adecvată, în luna octombrie, cel mai probabil, o să votăm pe directiva în forma finală și vom avea o reglementare a dreptului de autor pe internet. E un lucru important, un lucru prioritar pe tot ceea ce înseamnă creatorii de conținut, dar, repet, ceea ce am spus și mai devreme, este important să găsim consensul și sper să-l găsim până la finalul anului. Mai sunt și alte lucruri care se întâmplă aici în Parlamentul European. O să vorbim pe scurt despre ele acum, promițând o nouă emisiune pe această temă, căci, de exemplu, e interesant cum am putea noi ajunge, având un abonament în țara noastră la o companie care ne ajută să vedem filme, de exemplu, pe internet, să putem folosi acel abonament în orice țară. În zilele acestea se votează ceva care eu cred că este foarte important. Portabilitatea, mai exact, capacitatea ca un cetățean european, atunci când merge în altă țară, să poată accesa platforma online la care este abonat în propria lui țară de origine. Mă refer aici la posibilitatea de a vedea filmele pe care le vedea pe platforma online din propria țară, de a vedea tot ceea ce înseamnă meciuri de fotbal, activități sportive, tot ceea ce înseamnă partea de jocuri. Deci, ideea de a Netflix, putea... HBO Go, să dăm doar două exemple. Toate companiile care oferă aceste servicii vor putea fi accesate în orice stat membru. Se vorbește de o reglementare în timp, dar nu este definită și, practic, acest lucru ar fi extraordinar. Creăm un spațiu comun european pentru a accesa toate aceste date și cetățeanul care are un abonament se va putea muta cu abonamentul în alt stat membru. Și acest lucru va merge inclusiv la soluțiile disponibile pe TV, mă refer aici la soluțiile prin satelit. Cetățenii vor putea să meargă cu serviciul prin satelit în orice alt stat membru pentru a putea să acceseze conținutul pentru care a plătit. Practic, nu mai ești limitat la propria ta țară. Nu mai avem acea frază care apare mereu, acest conținut nu este disponibil în statul dumneavoastră. Această frază va dispărea și un lucru extraordinar pentru că pentru prima dată putem vorbi de un internet liber la nivel european, accesat de toată lumea în orice stat membru. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Promit să discutăm mai amplu pe acest subiect într-o emisiune viitoare. Mulțumesc, Victor Negrescu, pentru prezență. Drag, mulțumesc. Iar vouă celor de acasă vă spun să rămâneți pe Antena 3. Nu uitați că ne vedem și sâmbăta viitoare la BU. Cu bine!